Astăzi am venit să verific de data asta nucleiroi, șornii, nu știu cum să le zic. Treaba este că sunt regine de rezervă. Să aruncăm o privire la 2-3. Să verificăm cum stau cu locul, cum care e depozitul lor de nectar. Deci zboară foarte bine. Foarte, foarte bine zboară. Mă uit dacă mai avem loc pentru o ramă. Mai este loc. Mereu când deschid un stuc din ăsta, mă tot uit dacă mai e loc în stuc. Mă refer să mai adaug o ramă. La zborul care este și albina care zboară după diafragmă, dăm un pic de apă cu oțet. Deci procentajul este de 20%, 200 de mililitri apă, nu, oțet și 800 de apă. Bun, albina se retrage foarte, foarte rapid. Și ia să vedem ce face acest microișor. E umbră, dar sper să se vadă. E... Dacă și roișorul bagă nectar, e super. O să-i mai aduc și lui o ramă aici. L-am deschis în prin cules, dar mă interesează să văd cantitatea de puiet. Aduce foarte mult nectar și nu se cam blochează. Bun. Nici n-are rost să mai îl deranjez. Vin direct cu ramă la el. Aduc o ramă. Această ramă mai e un pic de construit la ea, o vor construi. Roișorii ăștia mici le construiesc imediat. Super fain. Ea mai bună și la roișor ce să mai. Așa. Să văd dacă mai au loc. Unde n-are loc, nici nu deschid, că n-am ce să le mai fac. Unde nu e loc. Aici e micuț ăsta, nu lucrează așa tare. Aici este loc suficient. Deci ăsta din partea dreaptă. L-am văzut după cum zboară, că chiar are nevoie de spațiu. Tot așa mai e unul. Venim mai încoace. Mergem mai încolo, iată zborul. Să dau camera mai încoace. Deci, așa e zborul lor. Să-l văd și pe acesta, tot așa cu viteză este. Bun, deci care zboară? 1 și 2. Dar sunt rame. E full. N-am ce să le mai fac. Super roișori. Am aici unul care e mai amărât.
fiind un lan de floarea soarelui foarte aproape și roișorii își aduc mâncarea. Iată, s-a și căpăcit. Dar mai are. Are loc cu toate că spațiul este vital. Cuietul e important. Avem mătuța, albina urgent bagă nectar. Hai să-i dau și lui o ramă. Acum să sperăm că... Adică oricum acest cules mai durează un timp, după care se va întrerupe brusc. Ia să-i mai punem o ramă. Deci cam ăsta e fenomenul. Familiile mari dau înapoi, roișorii cresc. Cam atâta și pe ziua de azi, deci iată ce treabă fac și acești roișori. Micuți, dacă ar fi să intre în iarnă, are cu ce, albină cam pe două rame. Vor ierna cam în două rame dacă e să iarnez. Bun, cam atâta, până data viitoare. Numai bine!